Daniel, a venit o veste bună în sfârșit după toată această perioadă. Vestea bună este că s-a decis ceva până la urmă. Nu neapărat că nu se mai joacă meciurile din play-off, pentru că ne-am fi dorit să jucăm. Le-am spus și celor de la MFB că noi ne dorim să jucăm. Chiar dacă, eu zic că în meciurile din campionatul regulat s-a văzut că noi suntem echipa cea mai bună, am câștigat toate meciurile, le-am învins clar și pe cele care erau în play-off cu noi, așa că nu cred că se punea problema câștigătoarei play-off-ului, părerea mea. Cei de la Rapid spun că vor contesta decizia, așa a declarat astăzi președintele Ovidiu Burg. Da, dacă o contestă și o să o câștige, o să jucăm, nu e nicio problemă. Chiar vrem să jucăm, dar nu vreau să comentez ceea ce spun conducătorii celorlalte echipe, este dreptul lor. Noi trebuie să ne conformăm la deciziile care le-au dat cei care conduc aceste comisii. Cum au primit și jucătorii această veste? Vă spun sincer că mulți dintre ei ar fi vrut să se joace, pentru că au încredere în ei și eu am încredere în ei și știm valoarea pe care o au și ne-ar fi fost frică orice decizie s-ar fi luat. Este echipa completă pentru Liga a treia? Cu 2-3 jucători pe care deja am discutat cu ei, îmi spun 2, cu al treilea așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare, pentru că e prins într-o altă competiție. Așteptăm să se finalizeze și acolo sezonul, iar o să mai avem nevoie de juniori care trebuie să... Am avut niște discuții, dar până nu promovăm în Liga a treia, oficial, n-avem cum să facem deja achizițiile.